Bună ziua, domnule Lungou, și vă mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Care e treaba cu proiectul ăsta de ordonanță, domnule Lungoci? Că nici nu s-a întors bine domnul Ciolacu din Statele Unite și aflăm o mulțime de lucruri. Unii actori vizați de această ordonanță habar n-aveau ce li se pregătea. Am stat de vorbă puțin mai devreme cu domnul Anton Hader, reprezentantul sindicatelor din domeniul învățământului, care spune că nu așa s-a înțeles cu guvernul, nu pentru o creștere cu 13% de la 1 ianuarie. Evident că nu așa s-a înțeles și este o întreagă nebunie și noi am aflat tot din presă, prin presă a apărut această informație ieșită de la Ministerul de Finanțe și o propunere care aparține, înțeleg, Ministerului de Finanțe Publice, nu a fost discutată nici în coaliție și nici cu atât mai mult în guvern. Nu s-a luat nicio decizie politică asupra unei astfel de propuneri. Acum, ministrul liberal al finanțelor, Marcel Poloș, ar trebui să prezinte acest proiect, să-l explice în primul rând în coaliție, în guvern și public în fața oamenilor și după aceea să ne putem pronunța cu toții. Dar este o întreagă nebunie ceea ce se scrie acolo, ce am citit și eu pe presa. Păi, domnul Lungoș, dacă liberalii s-au pus la masă și au început ei de capul lor să scrie măsuri de austeritate, mă rog, de austeritate pentru unii, pentru alții nu, că vor să mărească salariile demnitarilor, fără să se consulte cu dumneavoastră, înseamnă că avem deja două guverne. Avem o problemă, într-adevăr, și pe mine m-ar durea să aflu că să fi fost o discuție în cadrul partidului. Eu sper totuși că este doar o idee așa a domnului ministru și că nu este discutată cu ceilalți liberali, cu conducerea Partidului Național Liberal. Dar știți foarte bine că odată lansată în spațiul public de către PNL, că majorează salariile cu 5%, ceea ce este insuficient, că este Nelule, Nicule, mai dă-le bă 100 în decembrie. 5% pentru demnitari. 5%, nu, pentru, eu mă refer aici la grosul muncitorimii. Că muncitorimea mai mult de 100 de lei în jurul acestei sume se învârte. La demnitare este peste 500-600 de lei, pentru că demnitarii au salarii exagerat de mari. Dacă dumneavoastră, PSD, o să retrageți acest proiect și nu o să mai fie această majorare mică, vă dați seama ce alăturare de termen, majorare mică pentru muncitorime, veți suporta consecințele la vot. Pentru că PNL-ul o să spună, uite domnule, eu am venit să vă dăm ceva. PSD-ul a retras această majorare. Să separăm lucrurile, că ei vorbesc, ce am citit și eu pe presă, discută de o majorare de 5% față de nivelul acordat în luna decembrie 2023 pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora. N-au treabă cu muncitorii. Ba, nu. Citiți ordonanța. Citiți ordonanța. Proiectul de ordonanță scurs în spațiul public aseară a circulat, a ajuns de la cel mai mic muncitor până la cel mai mare muncitor, la toate organizațiile sindicale. Deci toți le-am citit. Măi, oameni buni, acolo discutăm de majorarea salariului minim pe economie. Este un cu totul alt mecanism. E un alt mecanism. Aici ce spune domnul Boloș cu 5% în plus pentru demnitari, în primul rând aici are o fractură mare de legalitate, pentru că nu poate dânsul din pixul lui de ministru să zică el cât dă. Pentru că acolo există un mod de calcul foarte clar pe niște indici, pe niște indici care se mulțesc cu salariul minim pe economie. Aia e o altă discuție, că nici măcar nu se respectă mulțirea indicelui cu salariu minim pe economie, pentru că ar fi niște creșteri foarte mari și nu asta ne dorim. Dar ce vă pot spune? Că de acești 5% la demnitari și funcții asimilate demnitarilor, funcții publice, nu este nevoie. Întrebare. Dumneavoastră a citit proiectul de ordonanță scurs în spațiu public?